Salut și bine regăsit la un nou episod. Eu stăm astăzi vom pleca la să facem mișina cu Devin, Bibina. Știu și cu job în mașină, dar hai să mergem. Hai să facem. Nu știu cum ar fi să ai în câine care să stea fiși în față. Care să conducă mașina. Care să stea în față, în gătire. Păi chiar că nu există până, dar chiar pot să duci duși în casă. Dacă știi clar că e cu mine, dacă ești acolo să te așezi. Bine, asta dacă nu mergi mult cu mașina, pentru că dacă pui o frână bruscă la câine, să cam mult. Adică ar trebui să-i pui și centura, știi? Dar nu știu, cam incomod să-i pui centura la câine în cozine în care el... Da, dar numai că dacă pui o frână gen, de exemplu, nu știu, poți să pui o frână bruscă, nu știu că tu nu poți să pui frână bruscă. Dar nu știu, dacă pui o frână ceva în genul ăsta, ciop, știi, gen, când pui, bine, acum eram în pantă, dar nu știu, când pui o frână bruscă, așa, știi, cade câinele. Bine, mai bruscă se pune în viața decât pune mașina asta, dar v-am spus, câinele, pur și simplu, cade și gen, de asta, trebuie să fie foarte mare, că dacă mergi cu tăza asta, trebuie să pui frână încet, așa, nu știu cum să vă zic, gen, așa, foarte încet, că dacă pui frână tare, așa, încet, rău de tot. Pentru că dacă pui frână tare, pur și simplu, câinele... Îți pai și cap. Nu, cade de acolo. Și, na. Că nu e pisică. Păi da, era pisică, ar cădea în picioare, așa, știi cum să cadă și nu s-ar lovi, dar câinele da, știi? Da. Dar ce ai centura și ai singur, Angel? Ok. Unde care e ceva dacă pe ciob l-am luat cu mine? Bă, bă, bă! Hey, mom, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors... Mă, moi, lasă-mă în pace, că mi-a fugit câinele. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. When you're out of there and clear of studio security, call me. O să-i dau foc la coteț. Serios, îi dau foc la coteț, adică să-i serios. Unde job? Îți zice să mergi în față. Ok, trebuie să găsim un actor. Găsi-i pe job și aboși în doi. Hai, cred că trebuie să-l omor. Pe cine? Pe actor. Nu un actor. Credeam că pe job. Nu l-am urmă, și pe aici, păi dau foc la coteț, dar, na. Mamă, mi-am văzut aia, era un actor, hai. Hop, bum. Te dau pumnul. Da, tu un pumn și a căzut. Chide aici, eu acum sunt actorul ăsta. Da, sunt un actor foarte bun. Că și vreodată nimeni nu mă recunoaște că sunt negru la culoare și eu ăla era altfel. Da, cu siguranță jocul nu s-a gândit la asta, what? Jocul chiar nu s-a gândit la asta. Adică trebuie și tu, eu sunt negru și sunt mai gras decât ăla. Cum îmi intră hainele astea perfecte pe mine? Adică, cum nu se potrivesc? Cum? Gen, asta chiar nu e logic, nu e logic, dar eu sunt un actor de profesie. De ce ai fui la mașină? Pentru că asta punea să fac. Și nici să mor, știu, dar, ok. Bă, da, eu, e bine că m-am băgat în mașină din prima și că ăștia m-au văzut de tot. Adică era bine, pur și simplu, dacă... Fugi. Deliver the car to the garage. Unde-i sunt armele? What? Pistoala la merg.
Bă, da, pentru asta merg, în serios, asta chiar merg. Ha ha. What? Poate că se dau doar la niște spikes. Că în rest nu prea face mai nimic mașină. Mamă, mie îmi place. Îmi place, îmi place. Da, s-a dat acasă. Păi da, îmi place, mă, dar cum trag cu mașina? What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Bă, da, ești dat prin faptul că, gen, stați, gen, eu arunc cu grenăți, da? Mașina asta, da, nu știu, eu credeam că trage cu pistoale, dar ar trebui să meargă pistoale. Eu și știu asta pentru că nu vreau să dau spoiler, gen, știu asta pentru că și dacă vă spune, vă iar și vreau și un spoiler, da? Serios? Înțeleg că nu. Da, ce-o să-i Aia nu-i spune dacă e adevărat. Adică, serios, nu știu cum să zic, dar... Gen, na. E ciudat. Așa, pentru că... Na, nu merge să trag cu asta, dar na. Asta e, dacă joc cumva să mă învețe. Ok, am ajuns, haide. Vrea și bate. Mamă, ce șmecher e cu sânge pe aia. Okay. Okay. Deep inside. Mă, da, știi ce e ciudat? Adică eu încă stau cu pentru că serios. Aia trebuia să știi ce nu, dacă pa, what the fuck, ce mașină. Aia sunt mașinile fratele mine. Da, na, nu știu, foarte ciudat, dar pe că mașina asta a fost destul de scurtă, să vă ai să băgăm și pe asta la tot cu Michael. Pentru că, da, nu vorbim, băi, aia a fost scurtă și de-aia vreau să fac și cu Michael. Și na, hai să ne mișcăm pentru că... De ce nu? Bă, revelul ăla era mașina aia jumecheră, mă uitam cum se numea, era o mașină jumecheră și aia cu pistoale și cu spike și cu toate astea, era așa aia, tot o mașină jumecheră. Adică, serios? Așa de la parte. Da, revenind, da, deci nu, erau mașini jumecheră, mă, astea erau mașini jumecheră. Nu... Serios, da, chiar era mașină șmecheră, dar era șmecheră și că alea cu spikes. Dar totul ăsta, cred că era un buton meu cu care se trage pistoaia alea, pur și simplu, gen. Na, și, mă, sincer, eu acum nu știu cum să fac, adică mi-am luat încă două jocuri noi și n-aș vrea să le joc, dar, pe de-o parte, dar știu cum să le joc, vreau să aștept să le joc pe live, știți, cu voi, ca să fie reacția mea oficială. Și,
Mă, frate, mai durează nițel să fie reacția mea oficială, pentru că mai am de terminat GTA 5, GTA 5 e lung și știi, abia după ce termin GTA 5, abia apoi mai fac și eu încă o serie, parcă e 5 mai fac, știți? Și mai e mult până la când mai vin celelalte serii șmechere, adică, de exemplu, luna asta v-am zis, mi-am propus să termin GTA 5, dar asta nu știu sigur dacă îl termin, Spider-Man nu v-am zis, deja n-am terminat, ați văzut, numai că o să mai vină live-uri de Spider-Man, dar momentan nu, pentru că, înțeleg, n-am mai făcut nimic live-uri de Spider-Man, dar pur și simplu vreau să-mi iau și GTA 5, vreau să mă mai uit, mai fac. Și dar nu uite că avem mixaj, gen avem playlist-uri cu fiecare joc, adică cum să vă zic, adică avem playlist cu GTA 5, avem playlist cu toate astea, adică avem toate seriile puse doar organizate frumos într-un singur loc, într-un singur locușor, pentru că na. Ok. Ok. Ok, 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 punem frâniță pe aici și intrăm la casa lui Michael. Băi, că vreau să fac misiunea asta cu Michael și după ce facem misiunea asta cu Michael, Darius, ce facem? Să-i dăm live. Asta nu-i live, Mihina face de-abia acum, cred, nu știu dacă mai face. E la mine, iasă. Taci. Ok, hai să ne mișcăm, să mergem, nici nu ne mergem, că n-am văzut la cinematic. Eram atent să văd dacă așa a terminat mine, n-ai văzut și-l terminase. Și vreau să mai fiu încă atent la, că m-am făcut la live de față de Prime, și nici nu știu când mi-l făcuse. Dar na, eram cu alte chestii. Hai să ne mișcăm, dacă vreau să termin GTA 5, v-am spus în episodul trecut. Vă mai spun încă o dată și în episodul ăsta, pentru că dacă nu-l termin, îl arunc pe Darius pe geam. Și na, jeți. De fapt, dar adică râde că zice că îl arunc pe geam. Nu, nu, asta este, mă, nu, că... Mai că pe geam și pic în iaibă și nu mai. No, no, de că faci gaură în pământ. Faci mină, ce Dumnezeu. Da, și? Găsești diamante. Dar dacă cai pe fașă, faci capsule. Asta e, mă, că ai găsit diamante.
Nu, că e episodul ăsta, bă, dați, e episod, da, nu știu că vreau să dați un acest episod, dacă v-a putut acum de acest gen, pentru că astăzi, în acest episod, în caz că nu știați ce voi face, voi, te rog, zi-mi că... Ok. Ok, dar ce mă, bă, nebunule, bă, ce mă cu avionul meu, nu-ți place cum arată? Ai patru aibi. Ăsta e avionul ăla din Jocola Delivery, din Total Reliable Delivery Service. Da, se clar că episodul de ce jocul livrări, pentru că mi l-am reamintit. Și voi v-ați reamintit de aia și de că acum le urâți, pentru că n-am mai postat 4 zile decât clipuri de GTA, aolo, de jocul ăla. Oricum, de că vin două clipuri de GTA 5, 100% de cază, aveți o grămadă de clipuri, adică ce Dumnezeu, câte clipuri aveți unul peste altul. Bine, din păcate, acum dacă aveți două clipuri de GTA 5, eu nu mai fac live azi de GTA 5, pentru că... Da. Că maximum e în 2 ani. Ok, trebuie să merg jos. Trebuie să merg jos. La pământ, ca Ford Zancudo. Ca Ford Zancudo. Da, să nu mă poate vedea. Ce? A, abia acum mergem să filmăm. Au! Ce mă stomnă atâta? Da, deci trebuie să mergem pe jos ca să nu ne detecteze forța în cutobe că trebuie să intrăm în avionul. Trebuie să intrăm în avionaș, ca să zic așa. Păi a intrat, păi de ce de avion? Fly to the cargo plane. M-am cosmit piciorii. Ignorați asta, asta nici n-ați văzut, era, e, da, e, nu conduceam eu, conducea Darius, da, s-a bușit Darius, nu, vă zic sincer, să mă credeți pe cuvânt, că eu nu cum că de prost. Eu nu știu să conduc cabina filoanei. Ba da, Darius e pro player acum, să vedea, dar na, el acum, i-am dat, îi dăduse în joystick-ul lui și de asta. Acum eu conduc, vedeți? Vedeți cât de bine conduc eu, dar normal că vedeți că doar nu știu. Apoi de ce mă știu GTA 5? Da, îți dau de ziua GTA 9. 4. Unde GTA? Nu! A, du-te, eu conduc! Stai, mă, că tu ai condus acum. A, nu conduc așa de fost, mai bine puțin. Floy low as possible. Ok, nu trebuie să mă detecteze Forza în cod, trebuie să stau cât de low posibil pot, pentru că dacă mă detectează nu iau cât deloc. Ar trebui cât de sus pot? Cât de jos pot. Știi, și na. Dar na, nu-i mare chestie, eu pot oricât de jos pot, pentru că nu e o problemă, adică nu... Da, ești de tot și te dai eu, din afiul. Da, mă arunc, eu trebuie să mă duc pe avionul ăla mare. Da? Normal! Ai, ei, ne duci să iau casul! Bă, dar staci! Eu nu stac, eu nu, pe mine nu mă cheamă tac. Bine, ia asta. Da, revenind, deci n-am dat un like, așa că dacă v-a plăcut, acum e episodul de acest gen, adică de acest gen, nu știu măcar dacă deși zic de acest gen, pentru că pur și simplu este decât GTA și dacă mai vrei GTA, vreau să dați un like acestui videoclip, vreau să dați un like acestui videoclip, dacă mă aveți un clip de GTA 5 și... Da, și dacă sunt 10 like-uri, vă promit că nu o să mai fie dar pe clipurile noastre, deci vă promit că nu o să mai fie dar pe clipurile noastre. Înțeleg, înțeleg că da, îți vă țăcănește, pentru că, na, dar nu o să fie pe clipurile noastre, deci dacă strâng, câte like-uri să strângem? 10 like-uri și nu mai dar pe un clip de-al nostru. E, ba, nu, 100.000. Nu, că știu că nu sunt niciodată. 10 like-uri și dar nu o să fie pe clipurile noastre. Deci dați like-uri, ca da, să nu mai fie pe clipurile noastre dacă o continuă așa.
dacă nu se strâng până astăzi. Nu se strâng de azi like-urile azi, că e imposibil, nu se strâng. Păi dacă până da, azi... până la clipul următor se vor strânge. Până la, până la clipul următor. Ce? Până la clipul următor, de GTA 5, se strângă 10 like-urile astea. Da, la următorul clip, dacă da? Văd... Păi da, dar da, am zis că pe următorul clip și următorul clip o să apară ori mâine ori pe mine. Deci, na, da. Da, adică da, cam până mâine like-urile să se strângă, da. Ai, e ghicit, ai ghicit. Dar mai că următorul clip gen postat, știi, și na. Oricum o să fie pe următorul clip. Știi, nu? Da. 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 Ok, ok. Tar, mă, taci. Taci. Taci, dar taci, că am nevoie să... să conduc cât de jos posibil pot, ascultă-mă, că dacă nu conduc jos, m-a nimerit avion, mă, mă iau avioanele astea din spate, știi, și nu. Adică mă detectează Forza în culo și nu vreau să mă detecteze, adică... Da. Ok, 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 ok. Poți să-i mai ai, poți să mergi doar pe eu. Nu poți să mergi doar pe eu, că nu merge așa. Așa de obicei să prea puțin. Ce? Ce? O să te fadă, o să te fadă, o să te fadă, o să te gândă, o să te gândă. Bă, dar în tehnic ne-ai conduce la fel de jos cu avionul. Tehnic, cred că ți-ai luat amendă, pentru că conduci foarte jos și gen n-ai voie să conduci așa, gen așa, încât o dai peste ăla. Da. Da, minunat, minunat. Ce pot spune? Și ce știi, vezi? Și știi care e vestea? Pentru că pur și simplu, e pui, pui, da, da, na. Ne-am mort, deci... Da, deci, na... Bă, deci, îmi pare rău că mai mor, dar nu prea ai cum, gen, să... să termini asta fără ca tu să mori. Știți? Și na... Da, deci, de, nu știu, vreau și mai multe alea acolo, oricum nu, nu, nu cred că o să mai primesc să dați următoarele clipuri, cred că se prostește foarte mult, ați văzut și voi. Nu mai primesc să dați pe alte clipuri, cred că se prostește foarte mult. Vă dau un vei minte? Nu mint, e serios, chiar mai apoi jungul dacă tu mai prostești. Bate, bate! Ia zi, bate! Bate! Ba vrei o palmă? Ia zi, zi vrei o palmă? Zi, 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 zi. Zi mă, zic că sunt eu darnic și ți-o dau pe gratis, așa, fără da. Să-ți mai cer niciun ban. Zi-o, vrei? Nu. Normal că o vrei, că tu primești palme zilnic, mă, da. Ce? O vrei, adică tu dau. Da. După crim, come on. Când ăsta ai clipul. Da, revenind. Lasă-mă. Lasă-mă. Tași! Nu, lasă-mă! Bă, lasă-te tu! Am vrut pe tine! Trist! Dacă tu nu tași! Ok, o să tac, dar nu pot să tai, te vorbesc cu abonații, îmi pare rău! Da, nu uita dați un like acestui clip dacă v-a plăcut acum este episoade de GTA 5 și... Nu, nu, gata, eu vreau pur și simplu să intru mai repede în avion ăla, să termin mai repede și... Care să nu mai urmăresc un avion mare cu un avion mai mic. E avionul meu cât are palul ăla, adică serios, e cât... Taci, 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 ce-a fost aia? Cât de stai, am apres, te duci foarte jos. O să vadă că eu sunt pe între munți. Dacă ești acolo de vădure. Ok, trebuie să zburăm foarte aproape de asta. Mă mănâncă. Te mănâncă? Lasă că descarc eu cu palmă. Nu e o problemă. Mă mănâncă cine ia. Te mănâncă cineva?
A, lasă că te mănânc și eu, nu e problemă. Vezi că nu prea... A, cred că te mănâncă ca ni bai din The Forest, îți spun. Băi, dar are de gând ca nu să meargă o leacă mai încet, adică serios, să mergi și tu mai încet, fii și tu mai cu obrăzuri așa, ca să te pot prinde din urmă. Numai nu mai fac ca un zombie. Mergi tu mai încet avionașului, haide. Da, de după ce capa live-ul ăla de Uncharted, nu știu, de cine se uită la clipul ăsta, serios acum, gen, cine se uită la clipul ăsta, cred că știe, nu, cine se uită la live-ul de Uncharted, cred că știe despre ce vorbesc, pentru că, bă, dar voi ați deschis trapa... Nu s-o dai, mă, nebunule, cu rachetuța în minița. Cum s-o dai cu racheta în mine? De ce ești cu șușuna? De ce mergi în șușuna? Pentru că nu pot să-l prind. Nu e cu susul în jos, e bine. Păi dacă ești așa... Uaaa! Atât de fapt că ești cu susul în jos. Acum tot mai vezi cu susul în jos? Da. Și eu te văd că ești cu capul în pământ. Taci. Oi, bă, frate, mă, dar mai ajung șoas la avionul ăla. Păi dacă bagă fiteje cu motorul. Are 4, are 6, așa, ce, câte motoare are asta? 4. N-are, mă, 4, are 4 ori 2, cât face? 4 ori 2? 8, are 8 motoare. Mi-a luat foc avionul, eu cu un motor, mi-a luat foc un motor. Fac, nu mai dați. Nu fiți așa. Nu. Bă, măcar veți vedea și voi o prăbușire epică, ca să zic așa, adică cum se poate. În apă. Hai că a murit Trevor, cred că de-aia. Da, s-a distrus ăsta. Bă, măcar nu mai era, nu mai era în foc motor, adică serios, mă sună Mihnea. Tași, că n-ai nevoie de mine. Bă, dar-s. Da, nu te mai prosti, te rog. Bine, o să fiu serios, atât de serios, mă iud. Nu poate, nu rezi. Ba, vă imaginați că dar poate să nu... Bă, dar nu m-am gândit la... Că-ți dai-o ție cum râzi acum. Serios, de ce? Mișneia ta, da, să urăsc eu, mă, Mișneia, să urăsc în toată inimioara ta de copil. Bine, tu nu crezi. Bine, tu nu crezi că ești un copil. Dar. Bă, da, mai termin și o azi ăsta, adică e destul de complicat să mă bușesc într-un avion cu avionul. Haide. Gata. O ai reușit. Dacă se întâmpla asta în GTA 5, avionul ăsta bubuia. Măcar e acțiune, măcar. Acum măcar e mai și ceva cu acțiune. Poți să zică ceva cu C? Da. Cerb. Câine. De trebuie că știi franceză, bă. Eu nu știu franceză, eu știu... Chineză, bă! Bă, dar de ce mă mură, mă, bă, dar bă, dar aveți și mai puțin de obraz, că eu am dat fei la mișinea asta de peste 1 milion, deci numărați voi, am, câte live-uri am de GTA 5, cred că nici câte, deci câte live-uri am eu, cred că nici de câte, au, fuck, n-a durut, era decât o glumiță, nici n-am căzut din picioare. Mor și tu. Fuck! Ok, nu-i ceva rău, nu-i ceva rău. Mori. Nemernicule. Deci, de asta e cea mai de râs. Uite, nu mă, și cu ăsta ce obraz n-are. Ok, deci uite ce să fac. Ce? Să mă mii.
Cred că voi ține decât lungă în față, pentru că e un om tot în lungă. Uite, Iuna, în formă de... Bă, dar uite și tu cum iese... Banane. Ăsta din... nu ies banane! Bă, da, ce și banane. Uite, Iuna, în formă de banană. E o lună jumătate. E o jumătate. A, jumate de Iuna. Bă, dar ce lumine se fac? Ia uite, mă, Hidra, cum vine după mine. Ce nenorocit. Păi tu nu ești Hidra. Tu nu ești Hidra. Ăsta. Eu nu sunt Hidra. Ăsta e un copil nebun care vrea să mă moare. Bă, nebună, tu sunai la 1-1-2. Dacă și nu ce dacă. Când am ai voi să încă, a spus să mă este în copil. E ce te iași cu omul ăla? Cu Hidra. Bă, dar eu mă uit la el decât. Nu, în fine, nu știi. Nu cred că o să mă numerească. Uite-te, Hidra. Ia, stai, cred că am o idee, o să zbor fix pe lângă munți. Uia, uia, uia. Are locul vreun sfat cum să scap de ei? Aaaa, ce-mi capul. De joi. Cred că dacă m-aș duce în sus, ca cu un avion mare, nu cred că... Cred că ar putea să mă duc de sus. Nu cred că e de bun să zbor peste închisoare. Te rog, cotește la timp. Nu, 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 nu. Nu parca pe aripa mea, bă! Fii și tu mai nebun, bă, bă, nebunule, cum să parcesc mă pe aripa? Auci. M-am dorit. Luna în formă de... No! No, 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 no. Ia să vedem că dacă eu mă dau jos din el, îl pun așa. Haide, eu mă duc la o altitudine bună încât să pot. Mă pot arunca. Trebuie să iei spate, știi? Run! Te rog să nu numească nimic. Oare mașinuța aia poate veni? Amin. Și... Dar eu n-am vrut să mă arunc, să nu eram la înălțime, eram mai în altă parte. What? Nu mi se pare corect. Poate ca și în apă. Eu vreau să arunc fix acasă la ăsta. Eu cine? Lutervol. Lutervol. Eu să mai cum mă dă cu pară asta. Pașu. Ia, pașa pe triunghi. Ok, că am ajuns și aici, n-am pus pe... No! 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 Pe triunghi! Nu pot să cred, bă, deci l-am ascultat pe Darius. Ați văzut ce farsă mi-a făcut nenoroc? Nu știam de asta. Bă, dar Luigi, dacă rămân în avion, ce se întâmplă? Da, chiar rămân în avion. Eram deja foarte sus. Ah, știi ce? O să mă duc până la urmă și nu o să mai apăs pe triunghi. Ba da, și mă lăsesc și tot. Nu. Bă, deci chiar m-a prins, dar la faza aia cu triunghi. Că știam ceva, dar mai când mi-am dat seama mai târziu de ce faci. Adică, na, am avut să pui puțin creier în mine. Na, ce aveți, mă? Voi n-aveți creier? Adică eu am creier, numai că... Atunci l-am avut mai frumos, așa. Apasă pe triunghi. Nu mai apăs pe triunghi. Apasă pe pătrat. Au! Ha! Ha, ha, ha! Ha, n-am mai murit. Au, ha, 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 ce farmă mi-am luat! Mission Pest! Și...
Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God! The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea! But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. Ok, să vă mulțumesc din nou, dați un like, un subscribe dacă v-a plăcut, dacă m-au zis de GTA 5 și anul nu da data viitoare cu un alt clip de, 6, de GTA 6 și... Na. GTA Online. Pa, pa! Wow, ce mișmecă a dat foc la magazin. Wow, pa, pa!